un nou episod din Far Cry New Dawn, oameni buni. Ultima oară când ne-am întâlnit, nu știu ce am mai făcut, dar știu ce am făcut ieri. Ieri, fraților, tot ultima oară de cască prostă. Așa, ieri mi-am abrădat toate armele, cum puteți vedea aici, am toate armele legendare, absolut tot legendare, în afară de, mă rog, de chestia asta de mele, și mi-am abrădat și Prosperity-ul, acum Barcelona asta este full. N-am mai vrut să mai fac, mă rog, clip în care să vă arăt cum se abrădează, pentru că este simplu, avem niște misiuni și oricum acele misiuni nu erau destul de foarte importante. Cum puteți vedea, mi-am schimbat și caracterul, să arate cât mai bine, pentru că știți și voi, skin-ul face de toată treaba. Și în ultimul episod știu că n-am avut facecam, dar efectiv am uitat să-l pornesc, tot timpul mă uit să văd dacă înregistrează facecam-ul. De data trecută efectiv am crezut că înregistrează și na, se întâmplă, ok? Îmi pare rău că v-am deranjat cu lipsa mai de facecam. Asta este, se mai întâmplă, suntem oameni, uităm, nu suntem roboți. Așa, bă, m-am uitat și eu, mă rog, zilele astea la Casa de Papel, pentru că am văzut că este cel mai mare serial și toată lumea laudă și am zis, bă, hai să dau o încercare, având în vedere că m-am plictisit și de seria asta pe care le voi, doamne, să mai încerc ceva nou, știi? Băi, eu știam de el, prin 2017 știu că a început, a frate, și mă, l-am vrut să l-am descărcat, nu știu ce, după care, frate, m-am uitat la vreo câteva episoade, nu mi-a plăcut deloc, pentru că, nu știu, acțiunea era într-o bancă, după aia știi că au vrut să cefească banca, după care știi, polițiștii care stăteau chiar în fața băncii, știi aia, SWAT-ul, știi, și să gestioneze toată acțiunea. Adică, dă ceva mai mult să văd, nu mă lua pe mine cu căcat ăsta și am văzut, frate, m-am uitat pe sărite, am vrut să văd dacă la penultimul episod tot în banca aia asta și ghiște tot în banca aia asta, e nebun, deci de tot 8 episoade să văd același loc. Mai lasă-mă în pula mea, eu bă, nu știu ce neba v-a plăcut la serialul ăla, mă jur. Dacă nu m-aș face, bă, 4 episoade m-am uitat, am zis, bă, hai că în 2 episoade n-are ce să-ți arate, știi? Bă, dar 4 episoade, măcar dăm ceva să mă leco aici, nebun, dăm ceva. Ia să vedem. Oh my god, bă, ăștia la, bă, gemenele astea au făcut probleme, ne-au creat probleme, pentru că na, suntem noi proști de asta. Aaa, și acum cred că e puzzle-ul ăla împuțit, ești nebun, dacă mai e un puzzle. Oh, mă. Ok, bun. Da, întotdeauna sunt pregătit de mai multe. Hai, dați-mi tot ce puteți voi. Hai. Da, bă, cu munțile alea delicate, frate, te rog frumos să te aprinzi. Să te duci sus. Ce avem noi aici? Diffuse the bomb. Și bomba asta unde neba este? Că asta nu pricep eu. Ok, luăm de asta. Ah, define and defuse the bomb. Oh my god. Ok, asta chiar este o provocare pentru mine. Nici nu știu unde neba sunt bombele, to be honest with you guys. Dar dacă mi-a treaba s-o să și știu. Uite că am găsit. Defuse the bomb. Ok. Fugim repede. Mamă, avem 2000, măcar au fost băieți buni și ne-au luat 2000 și n-au fost cățăna. Hai bă. Sper să nu mai vină alți oameni să ne omoare, dacă e ca așa se întâmplă, pentru că tot timpul este greu la noi. Și stai că am văzut ceva, diffuse de bomb, unde neba e? Diffuse de bomb, unde? I do not, băi, coare, asta urăsc eu, știi? Ajung în, ia, aici e? Sau, a, aici, bă, dar l-au băgat să-mi bag pula, nici dicotul nu-l găsa dacă îl căuta, ești nebun, mă jur. Frate, e, bă, asta urăsc eu, frate, misiunea asta contra timp, nu sunt bun la ele, deci recunosc. De ce spui că sunt weak, frate, că am grijă de semenii mei? A, trebuie să mai mulți și asta. Ok, și există vreo șansă, da. Are you fucking kidding me? Se pare că nu. Ok, m-am speriat, am crezut că dacă cumva, mamă, deci mă speriam îngrozitor cu aici, nebun, deci dacă cumva trebuie să mi iau păr ca să mut căcatul ăla, înnebuneam. Aha, gata, l-am găsit, bă, ce deși să sunt. Păi, dar nu-i loc, what? Ok, bun, așa sunt, gata. Băi, sunt bun cu aia, doamne. Ah, defuse de bomb, stai că mai e una. Ok, băi, hai că sunt bun, frate, hai că sunt bun. Diffuse, what the fuck is this? Băi, dar ce mă joc aici? Bingo integral, ce mă joc aici, băiți? Oh, și eu stai puțin, eu de unde să știu cum fac asta?
Nu e bun. Nu e bun. Ok, e bun. E nașpa. Deci ăsta e. Nu e nici ăsta bun. Fuck. Deci ăsta e bun. Ăsta e bun. Ah, shit. Ăsta e bun. Ăsta e bun. Ăsta e bun. Ăsta e bun. Gata, tata. Gata, mai e vreun puzzle? Mai e vreun puzzle? Nu ai vrea să vorbești cu mine față în față, te rog, ia. Ia, mai îmi dă una. Păi m-am mâncat în curs, să spun. Nu, păi normal că mai e. Păi cum să nu mai fie? Ia, mă, dă-te mă la o parte, futu-ți morte, băi, te curvă. Dă-te mă, că te omor. Ok. Ha, mă. Oh my god, mai sunt și dăștile. Trebuie să trag în lanțuri, în caz că nu știți. Și mai e și cu foc. Ideea să nu moară nimeni. Oh my god, scuze. Asta e. Bă, dar mai sunt, bă, dar îmi place că fetele astea chiar au făcut ravage. Adică s-au gândit ele să facă și puzzle să, și cu bombe și cu d-astea. Bă, sunt bine pe gândire fetele astea, observ. Nu-i așa? Bă, dar de ce nu vrei să te bați cu mine, frate? Adică, de ce faci atâta efort? Puteai să mă capturezi pe mine să mă omori. De ce n-aiba vrei să-mi faci, să-i faci altor oameni rău? Adică, I do not understand what you're saying, bro. Ok, I don't kill any... N-am omorât pe nimeni, ok, guys? Bun, hai să reach. Sper să sperăm că gemenele nu s-au mai gândit la un alt plan diabolic de a-mi distruge ultimii neuroni pe care îi mai am. Pentru că nu mai pot să mă fac asta, frate, adică credeți-mă, vreau să mă distrez, vreau să fiu puternic, frate, și vă mulțumesc foarte mult pentru tot suportul pe care mi l-ați acordat în ultimul episod. Și vă iubesc pentru comentarii, frate, și băi, sunteți familia mea, frate, vă mulțumesc că sunteți aici. Oh my god, ce... Mamă, ce pantalon sexy are, mamă, mă jur. Ce avem noi? Oh, mamă, dar ce brățare frumoase are. Mâine să le ating așa, să le pup, să le mângâi, să le... Oh, ce mai aș face eu dacă... Ce, mă? Handcuff yourself? What the fuck are you saying, bro? Nu! Să mă sugi de... bărbăloi. Sugeme bărzoiul. Nu vreau! You do realize what's at stake here, don't you? Nu vreau să mă leg! Dar chiar asta așteaptă chiar să mă leg la mâini, futu-vă în gură, să mă futa, mă, că da. Stop and fuck her, aren't you? Oh, no. Oh, yo. Oh, așa, dă-mi așa. Hai că mi se scoală mie pula, așa, pune așa. Hai că suntem bine. Hai că suntem bine. You just keep asking for it, don't you? You want it? You want the stick? Oh, vreau. Și, bă, știți cum se spune între două între plouă? Mamă, stai că s-a enervat ăsta. Stai că s-a... Mamă, ce-a făcut? I-a distrus neuronii cu shotgun-ul. Ai de capul meu, ce-a făcut? Săracu, hai că ai avut și de viață dacă e. Hai că devine interesant de treaba asta, mă jur. Hai că e, hai că e, suntem bine pe gândirea astăzi. Mamă, cu ai ce, mamă, tu zici mă ce mi-a făcut asta, mi-a dat cu casca în cap. Bă, vezi că o să te omor. Ah, da, pe mine sunteți voi cei care ați început. Mamă, dar ce două mine, mă, parcă sunt ultimul sac de box. Mamă, cred că... Mamă, stai că se enervează asta, stai așa că să... Ia. Bă, bă, ce brațe! Oooo! Bam! Oh, mamă, ce cum... Oh! Mamă, ce interesant, mă! Oh, shit, son! Oh my god!
Oh my fucking god, Mike and Lou Intermission, years ago. Ah, ce s-a întâmplat cu ele când erau mai mici, am înțeles. Acum află și backstory-ul lor. Ce că trebuie să mă ascultați, de ce? Pentru că, noi, pentru că tu nu vii cu noi. Ce că nu am dat des. Dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Nu e atât de simplu. Da, este. Eu o să vă mai și te aduc așa, frate. Așa, bă, băiților. Trebuie să mă duc, mamă. Tata vint. Voi toate să aveți grijă de una de cealaltă, pentru că tatăl tău nu să aibă grijă. Are o grămadă de planuri și toate planurile se termină în violență. Tata rezolvă problemele. Doar el le creează. El lasă o, mă rog, o urmă de cadavre în urma lui. Nu-i, el nu-i pasă cine s-a rănit. Să nu ajungeți ca el. Promitem că nu o să ajungi ca el. Și chiar ca el a ajuns. Dar nu știu cine, de fapt, taică-su, frate. Că pe maică să o vedem. Asta se petrecea pe timpul cum ne-am se cheamă? Pe timpul lui Far Cry. Adică, mă rog, cu anii în urmă, când Joseph Seed era la putere. Acum, cine era taică-su? Nu știu, putea să fie și chiar și John Seed. Dacă s-a sudat, nu cred că el era. Că aflam până la urmă urmei, nu? Dacă era copilul lor. You thought I was all right? I fucking hawked out like that? Everything was normal until they went up north. Maybe it's time we ask them freaks some questions. Oh my god, deci așa ne-a carut cu bătaia. Și sper să facă festim ok, pentru că știu că am, mă rog, am avut lag. Adică, înainte când am văzut filmarea, am văzut că e cu lag, dar să sperăm că nu e pe video cu lag. Hai că e cu la dacă e. Dar nu știu, am dat restart la PC, frate, nu știu ce neapă se întâmplă, frate, asta e. Măcar mă vedeți mie că la frate, asta e. Toate au început și un sfârșit. O, săracu, mamă, dar mi-mi, bă, adevoi că mi-e milă de ăsta. Mamă, și cu shotgun în cap, bă, nu puteam să fac un fel de alianță, frate. Tu, practic, devii rău, adică, știi? Asta nu înțeleg. Ce avea de câștigat, nu-i ca și când ai avea foarte mulți bani aici. Rush. Ne, oricum, acum mai sunt în lume mai bună. Sincer să fiu, dacă avea și o apocalipsă de asta nucleară, mă juc că n-am avea pe ce să te risc. Adică, mă rog, acum e ușor de zis, dar că dacă aș fi acolo, mai aș fi gândit la răspunsul ăsta pe care v-am dat. M-am împarut de el. Sper să nu vă plictisesc cu comentariul ăsta legat de joc. Dar vreau să comentez și jocul, pentru că după o să spuneți că nu sunt atent sau că mă doare în pulă de storyline și nu e adevărat. Încă o chestie pe care am văzut eu iaseară pe internet, am văzut că o să apară trailerul de la Assassin's Creed Ragnarok, așa cum se presupune că o să fie. Foarte multe lume a spus că o să iasă feudal Japan, adică să fii în Japonia. Eu, părerea mea, frate, nu-mi place Japonia, nu-mi place cultura japoneză deloc. Nu-mi place, adică m-am uitat și nu mă atrage deloc. Dintr-un motiv sau altul, nu știu. Și mai degrabă ar fi cu vikingii, frate, știi? Pentru că, coaie, vikingii e... Dracu, sunt știu de toți în pula mea, știi? Așa, ăsta ar fi un Assassin's Creed și că la anul ar apărea încă un Far Cry. Nu știu dacă o să fie continuare de la Far Cry New Dawn sau o să fie cu totul alt Far Cry. Așa că nu se știe, dar oricum la Assassin's Creed Ragnarok, așa cum s-a speculat de foarte mult timp. Dacă nu știți cum a apărut speculația asta de Ragnarok, ei bine, în The Division 2 a apărut un easter egg, un poster cu un tip care ținea Apollo Fiden. Apollo Fiden, știți și voi că este arma reprezentativă a Assassin's Creed-ului, cel puțin în 2 și Brotherhood. Ia și parcă și în 3. A, da, și în 3. Așa că acum nu știu cum o să fie și cam cum nu știu cam care o să fie povestea exactă, dar o să fie bine, pentru că am urmărit serialul Vikingii și știu cam toate personajele de acolo. O să fie ceva nou, adică deja o să știu. Știi, și de-abia aștept să văd cum arată la King of Wessex, Rollo, sunt căzut că o să apară Ragnar, frate. Mamă, coaie, cât de, ce tare, zi-ai seama să-ți, mamă, să-ți jefuiești un for, coaie, tu zi-ai cum ar fi, mamă, și orașe, frate, să dai raiduri.
Dar trebuie neapărat să mai avansăm, pentru că așa dacă e să facem o serie, It was at this moment that he knew. He fucked up. Asta e, vom începe din nou. Ce să facem? Asta e. Vom începe din nou această misiune. Așa că o să stăm aici să nu cumva să mai murim. Și sper ca Gina să se miște destul de repede. Ok, asta văd că vrea să tragă cu sniperul. Futu-vă în gură, m-ați călcată. Băga mai și pula mamele voastre să bag. Nu, 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 dar proastă ești, bă. Stai, stai. Să-mi va pula. Mamă, mă enervează că mai și friend-ul pula asta handicapat în cazul să joc. Care nu mă ajută cu nimic. Nu știu de unde. Am dat loc la FPS, frate. Dar cred că trebuie să pună V-Sync cu Padaptive, frate, în următorul episod. Cred că asta o să fac. Deja și-a tragă mine. Ok, mai stai cover. Acum, bă, când mă tot când stau cover, pot să merg mai repede în upgrade. Da, și mi-a zis, mă rog, am vorbit cu MS legat de acele chestii, știți voi, nu mai zic. Pentru că nu vreau să mai promovez spațiul om, mai mult decât l-am promovat deja. Și i-am cerut explicate dacă cumva el mi-a dat acele dislike-uri la acele clipuri. Și Maru mi-a spus că el mi-a dat acele dislike-uri, că probabil eu am făcut acele conturi ca să fac eu reclamă și nu știu ce, ca să fac, eu știu, ca un fel de scandal și chestii de genul ăsta. Și credeți-mă că fac YouTube de 8 ani de zile și niciodată n-am făcut un scandal, n-am avut cu nimeni. De ce aș porni acum scandal, știi? După care mi-a spus că cică de asta, că sunt cocalar și de asta am acele dislike-uri. Adică, frate, eu pe YouTube acum e o formă de catering, înțelegi? Și e o glumă, înțelegi? Fac chestia asta la caterincă, deci nu sunt cocalar, nu-mi plac manelele, nu mă îmbrac. Uite-te și tu, se pare că sunt cocalar, fac pe bune. Dar dacă tu asta ai înțeles foarte din anii ăștia pe care am stat de vorbă, atunci asta este, să că sunt cu un curestul. Dacă m-aș stau de vorbă cu cine știe ce m-a făcut despre mine? Că sunt și pedofil. Păi nu m-ar mira să spun asta. Auzi, mă, că sunt cocolar. Da, mă, frate, da. Ce să-i zic, frate? Nu i-am zis nimic, am plecat din confort, pentru că n-am avut ce să mai zic. Înțelegi? Ce să-i mai zic? Dar un om care nu pricepe Caterinca sau nu face diferența dintre Caterinca și serios? Da, ce să fac, frate? Asta e. Voi să-mi spuneți dacă sunt cocolar, că eu știu, bă, poate o-i fi și nu-mi dau seama, atunci e grav. Dar, ți-a zis, eu ce fac acum pe YouTube și cum mă manifest, eu fă mă de Caterinca cu aia, pentru că dacă stau așa monoton și nu spun nimic, o să spune spa, păi ăsta e boring cu aia, nu ne place. Aspect, dacă sunt Caterinca, spuneți apă, stai că e cucară sau nu, nu e bine. Păi, ce pula mea. Bă, nu știu, frate, o să jucăm jocul ăsta până când o să, nu știu, că ideea că trebuie să recuperăm, pentru că n-am mai postat de o săptămână. Far Cry New Dawn și după aia, știi, deja prieteni. Sunt unii oameni care trebuie seria în Dishu într-o două săptămâni și mie durează seria doar două luni ca să o termin, ești nebun, și jocul ăsta chiar nu-i mare. Deci nu e ceva urieșesc. Așa că ne vom distra astăzi, dar oricum este vreme urâtă. Știi că, mă rog, pe 15 mai, dacă ar fi totul ok, o să... M-au ținut pe acelui de asta, o să revenim la școală, ci că nu se îngheță anul. Mă rog, după părerea mea, frate, dacă nu se termină asta cu pandemia asta, și deși mi-e greu să cred că se va termina brusc și din toată, și oricum, asta, noi n-ar trebui să mergem direct la școală pe 15 mai, adică ar trebui în primul rând să fie treptat, că dacă ne ducem toți, începe să plecăm toți, virusul se răspândește, știi? Adică trebuie să o luăm mai ușor, știi? Sănătatea este pe primul loc, după care școala e pe locul 2, așa și este, așa a fost și pentru mine cu aia, mai trebuie să fiu eu sănătos și după aia să fie școala. Nu școala pe primul loc, în niciun caz. Pentru că nu. Oricum ar fi ea, frate, știi? Și ar trebui în primul rând, mă rog, ar îngheța, nu, da, e și o parte bună aici, și de ce? Pentru că chestia asta cu bacul se da decât din primul semestru, ceea ce este ok, decât să-ți dai din al doilea semestru, cum ar veni, și... Cu aia să-mi bat până, că mă gândesc cum a ajuns și sistemul ăsta de învățământ, frate, care este efectiv foarte prost, din orice punct de vedere, și structurat, și... De toate, frate, păi uitați-vă și voi, nu mai știu, în Irlanda sau Suedia,
statul nu mai, cum ne mai schimbă, nu se mai învață poezii, cum se învață, de exemplu, la noi, știi? A, trebuie să citești, a, paci, că e paci, știi? Pentru că, bă, statul să zică, bă, la ce trebuie copilului să învețe poezii, știi? Ceea ce mi se pare o chestie de, o chestie foarte... Ok, din punctul meu de vedere, adică îți dai seama că noi acum suntem niște elevi, nu suntem niște scriitori sau critici literari sau mai știu eu ce, știi? Adică trebuie să fie destul de ușor. Dar nu, de exemplu, la noi în țară, la lui, e, cum neva se cheamă, e institutul ăsta atât de nașpa făcut, frate, și te pune să efectiv să înveți comentariile unor oameni care, bă, n-au avut ce face cu viața lor, cu aia ești nebun? Te pune să înveți să spui ce a gândit scriitorul. Păi cu ce mă ajută pe mine ce a gândit Eminescu sau ce a făcut Arghizi? A, și acum o să zică cineva, păi da mă, de vezi tu, e de cultură generală, așa îți deschizi mintea. Păi dacă vreau să-mi deschid mintea și vreau să măresc cultura generală, aș putea să învăț ceea ce îmi place mie, nu? Adică cultura generală ce înseamnă? Că ai cunoștințe din mai multe domenii, nu? Din fizică, din istorie, geografie, asta înseamnă cultura generală. Dar un cumul de cunoștințe, da? E, nu spune nicăieri că, de exemplu, poate mie, de exemplu, nu-mi place să învăț, nu știu, să spunem, geografia sau, de exemplu, istoria României. Că nu-mi place, poate. Da, dar poate îmi place, de exemplu, istoria Americii. Și știu foarte bine istoria Americii și tot ce a făcut americanii, dar știu mai puțin ce a făcut românii. Păi înseamnă că sunt prost? Nu sunt prost. Păi, înțelegi? Mai filmează beșina, ok. Follow me. Hai că, băi, nu mai e așa de mult. Știu că suntem mai pe la sfârșite. Mamă, ce se întrează, băi, dar noi acum suntem safe acum. Na, nu sunt, să știi că nu sunt destul de dubioși, nu. Am o presimțire că se ocupă gemenile de treaba asta. Lollipop. Nici cam prea mică să ai treabă. Nu știu, mă gândesc și eu așa cu sistemul de învățământ, știi? Băi, de exemplu, ce-am învățat eu foarte ușor și ce mi-a plăcut mie a fost asta cu Ioan Cuza, frate. Da, asta, de exemplu, frate, am citit, frate, și efectiv am reținut cam tot ce scrie acolo în carte, știi, cam fiecare cuvânt cu cuvânt. Eu nu văd cuvânt cu cuvânt pentru că nu pot, dar așa am reușit să văd atunci, mi-a fost mai ușor. Și, mamă, coai, ce pula mea, coai, ce sunt cu FPS-ul ăsta, mâncați și pula ta, ce mă joc eu aici, Crysis 3, ce-i ăsta? Și, bă, mi-a fost ușor, coai, mi-a plăcut, mamă, dar să-mi bag pula, să mișcă să fac acuru, e nebun. Adică, na. Nu mai zic nimica. Mi-a mers mie Red Redemption 2, frate, și merge bășina asta. Futu-ți morții, mate, să fut de joc prost. Și cu optimizarea curului, coai, cu cine dracu, mă, Ubisoft-ul ăsta, bă, nu știi, bă, coai, să optimizezi de un joc video. Optimizați-l, frate, ce văierene așa. Mamă, e discaz, coai, și m-am pregătit să mai cumpăr și jocul. Dar cum să nu, coai, dau bani pe calculatorul ăsta, dau aproape 1000 de euro și ăsta trebuie să meargă bridge, coai, pe normal. Dar nu, mă, trebuie să ai 5 procesoare, 2 plăci video și 800 de giga de RAM, ești nebun. La viteză de 4000 MHz și cu procesorul overclockat. Hai că fac așa de exemplu, merge de mai ok acum, nu știu ce dracu a avut. Are momente, frate, când merge nașpa. Am optimizat, frate, am trimat și SSD-ul, am curățat tot, am curățat pe sistemul de tot. Așa și tot face că ha, mă, mor, dă-te. Bă, nu pot să fac treaba asta să bat cu el, dar mă rog, știi? Dar nu e vorba de sistemul meu, ci e vorba de jocul aia, e bun. Nu știu, cred că o să pun vârstincul pentru că îmi merge mai bine. Mamă, coaie, mă bat în arenă. Bă, eu sper să vadă festival bine, frate, pentru că mi-e frică. Pentru că știu că s-a... Oh, câți câini! Oh my, opa, nu mai am bâtă, frate, fac. Bă, bâtă, de unde fac rost de bâtă? Păi, de jos de unde, coaie, că nu mai... Aoleu, trebuie să rup fuga aici, dar nu mai văd bâtă, frate, ajutor. Ah, poate asta e cam ceva. E de la... Mă, Ubisoft, de ce mă pune să fac treaba asta? Adică, băi, nu-mi place, coai, nu-i ok.
Pă bune, nu, bă, nu se pare de bune, sincer să fiu. Nu știu de ce dracu mă pune obosit să mor câini. Pă, dați-vă morții voștri. După ce că optimizați căcatul ăsta de joc, pula mai eu mă pune să fac și să mor și câini. Futu-vă în gură să mă fut. Păi mă enervează, frate, coai, cum să mă mor câini, frate? Eu iubesc animalele, frate. Mamă, cred că aflăm la asta, cred că vreo 30 de minute sigur sunt de filmat de pus. Cred că cu atât mai mult, cu atât mai bine. Opa! Ups! Opa! Bam! Au! Păi și cum eu... Oh, bun, bun, bun! A, mă, stai jos în morții tăi de curvă penală. Ce faci cu aia? Bam! Oh, ce headshot am dat! Oh, oh, au! What? Drop the body! Mamă, dar prost o făcut măta! A, mă! Au! Au! Mamă, ce râd ăștia! Mamă, mamă, ce dracu-i băta asta cu aia? Mamă, lollipop! Ah, shit, 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 hai, 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 ah! Oh my god. Ah, băta de-ți, mamă, coai, n-am luat băta, futu-s morți, mă, de-a băta să mă repede, că mă mor ăsta, coai. Te dracu de aici. Stai jos, că te, îți băgăm, ești... Ah, că e aga... What? Ce dracu-i ăsta? Unde dracu a căzut? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh my god, mai vin? Normal că mai vin, frate. Și cu aceste minunate frame drop-uri, în fa experiența mea este una mai bună, coaie. Oh, du-ne... Amă, pe bune, coaie, urăsc să bat animalele, pe bune, mi se face scârbă de voi, sincer să fiu. Lăsați-mă... Băi, deci urăsc, coaie, să fac treaba asta, pe bune, lasă-o un dracu de treabă. Ha, mă, ia puta asta, mă... Mamă... Mă, pe bun... Stai, mă... Stai, mă, jos, mă... Gata, fă, asta e că mai trebuie, mă bag și cu animalul ăsta. Băi, nu știu, eu iubesc animale, frate, și chiar mă doare să dau într-un animal, sincer să fiu, adică nu e ok. Și mai ales ca să ce? A, stai că putea să... A, uite, mă, că poți să lovești și în ăsta cu aia. Deci dacă mai veni în amici, arunc cu de-asta aici, am înțeles acum. Hai, mă, mai veniți? Oh-oh... 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 Sper că nu e la ce mă gândesc eu, nu? Oh, blanao! Da, acum costă și pe mine viața cu aia. Oh my god. Dă-mi, hai, 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 bagă repede cu aia, că vine ăștia. Oh my god, oh my god. Mamă, sper să... Coaie, dar de ce trebuie să mă bat aici? Au! My god, man. Băi, mi-am abredat tot coaie, dar... Eu, bă, într-adevăr, îmi place să mă bată ring, dar să se mai și termine, nu? Mă dat aici un checkpoint, ok. Lasă-mă în pace, frate! Mă, lasă-mă! Mă piși pe tine, coaie, stai dracu jos. Să-mi iau arma, coaie, o armă mai bună. Oh, fuck, fire. Bă, dar mă bat cu altă lume, coaie, că mă degeam mi s-a luat, sincer. Mă badă 5 minute în arena asta și... Măcar dacă aș avut niște frame drop-uri mai calme, frame drop-uri mai calme în joc, în rahatul ăsta de joc. Ia, păi acum, ia, defeat the champion, aha. Și se vezi că champion edita mai spartanul, e nebun. Și 4x4. Unde e? A vină? Au! Au! Au, hai, că mor! Ok, i-am luat jumate din viață, ceea ce este bine. Au! You suck! Ah, shit! Oh my god! Yes! L-am bătut până de champion, frate! Așa, strigați numele, my name is Aspect, nu Lollipop. Kneel before the... A, uite-mă, bine mă, dacă...
Mamă, știu cum ar fi mișto să nu fie redisat nimic din face cam, ești nebun că aș turba. Turum pum pum. Mamă, nici tu câte ceasuri, nebun e să vedă. Mamă, da, e 12.50, frate, hai că mai e ok. E blană. Bun, leave the pit. Bă, cred că ar trebui să mă opresc, frate. Nu știu exact cât am filmat din ăsta. Dar totuși am făcut ceva, dar mă rog, am făcut 2000, frate. Și în episodul următor să vă garantez eu că am să fac tot posibilul să se miște mult, mult mai bine. Pentru că așa, frate, nu e nicio, nu e că nu e chiar nicio distracție, frate, știi, încercând să mă rog, să mă chinui cu FPS-ul ăsta. Adică mie nu mi se pare normal, știi, într-adevăr, am, nici jocul nu este updatat la mine, la ultimul update, ceea ce, na, dar, nu știu, frate, ce să zic, oricum jocul ăsta... Ubisoft e o companie ciudată, sincer să fiu. Dar asta este, lăsând asta la o parte. Totuși m-am visat la acest episod, am făcut ceva lucruri bune. Nu vreau să nici să vă mai țin foarte mult, hey, pentru că spune. Deja nu mai e. Când văd frame drop-urile astea și așa mai departe... Na. Și nu e din vina PC-ului, pentru că dar cu am RTX. Deci asta e placa asta, video este făcută pentru jocurile, chiar pentru rezoluții mai mari de 1920x1080. Pentru rezolvții 2K, ești nebun. Ok. Deci tipul ăsta s-ar putea să ne apropie de gemene. Deci în episodul următor să vedem ce putem face și cum să le prindem. Și, na, vedem ce se întâmplă în episodul următor. Bă, fraților, cam asta a fost totul cu episodul. Sper că v-a plăcut. Eu o să îmi iau aceste haine și o să-mi dau save aici. Gata, frate, now that's entertainment. Bun. Sper că v-a plăcut acest episod, eu am fost Aspect. Noi o să vedem data viitoare cu un episod din Dying Light. Și na, v-am pupat. Stay safe și ne vedem data viitoare. Pa, pa.